Pentru nativii zodiei Capricorn, este perioada din an cu Soare, Venus, Mercur în semnul racului, în care vor să echilibreze o situație, o relație. Foarte posibil să se vorbească despre colaborări, asocieri, se pune problema prelungirii sau nu, a unei relații contractuale, evident, mai ales pentru cei care nu au un contract pe durată nedeterminată. Oricum, cei care nu au apucat, nu au ajuns, sunt pe la începuturi și au activitate, știu mai mult, pe proiect, atunci când sunt căutați, atunci când sunt chemați, nu este pentru ei neapărat o situație, o perioadă rea, pentru că apar destule posibilități, chemări, solicitări, practic nu prea au timp de stat, de pierdut. O atenționare totuși pentru ei, pentru nativii Capricorn, Marte în continuare este în casa a cincea și culmea chiar și lor, da, niște fire atât de organizate, ordonate, disciplinate, le dă așa o tendință spre risc. Acum, ce ar putea să însemne risc aici? Păi, sigur, riscul face să fie cumva, poate să exagereze poziția pe care o au ei în cadrul unei negocieri. Adică să supraagiteze termene de execuție, calitate, sume, bineînțeles, pe care vor să le obțină de pe urma unei colaborări, activități a lor. Evident, aici este bine, da, să continue totuși cu prudența, să nu sară calul, pentru că important este să aibă totuși activitate, să aibă o continuitate, să nu rateze niște șanse.